Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Pe mine, bar soarele, ieri te v-au găsit, draci, dar astăzi facem meme review. Pardon, un episod pe bază de meme-uri, ediția edition pe Instagram. Puteți să intrați să-mi dați follow pe Instagram. Dăm frumos aici la tag-uri să vedem câte meme-uri avem. No? Avem ceva meme-uri. Hai să vedem ce meme-uri mi-au făcut băieții. Deci în pagina asta cu meme cu Ovidiu, o să intru și pe aia separat, care are o grămadă de meme-uri cu bine. Primul lui de asta se pare că sunt eu cu Undertaker pe o bancă în parc. Absolut nicio diferență între noi doi. Mi-am făcut și un tatuaj, se pare. Opa, se pare că am fost aici la interviu cu Codrin Șecu în față la Cotroceni. Opa, se pare că l-am găsit și pe Siren Head în sfârșit. Da, deci eu eram la Dunăre aici și l-am găsit pe Siren Head cum voia să arunce în Dunăre, voia să sinucidă săracul. Am ajuns la castel, dar la ce castel o fi ăsta? Din Zelda, din World of Warcraft. Nu știu, arată mișto. Mi-a pus mantie din aia și mie și lui Marius. Avem și niște săbi, cred că ceva FBS plus 9 sau ceva de genul e. Pregăteam aici Rasenganul să-l arunc probabil în Sasuke. Sau poate eu Sasuke, că Sasuke era mai pletos. Care personaj din Naruto aș putea să fiu? Și vă rog, nu spuneți ăla care mânca chipsuri toată ziua, ok? Opa, piratul din Caraibe, se pare că a găsit coboara în sfârșit. Din nou, piratul aici pe punte, pe undeva prin Caraibe, ia ce scrie aici. Capitan Ovidiu, exact, Capitan Ovidiu la datorie. Bă, ce tare e ăsta, bă, cu RTX Offer, RTX On. Nu știu de ce, dar am un simbol aici, cred că e ceva dintr-un anime, probabil, sau o fi semnătura ei. Ce zice aici? Și partea 2, dacă apar astea în meme review, bine. Fie să aveți numai funcții convexe tot anul. Ok, ne-ai luat cu matematică, că ne-ai zăpăcit de cap. Mau, dar chiar e mișto așa cum m-a animat aici. Dacă ar fi avut timp sau chef una din ele să fi făcut și tot peisajul genorii și astea să le fi desenat, bă, ar fi arătat genial. Oricum, super bun mimo ăsta, absolut artistic. Eu v-am zis că am subscriberi artiști, dar nu v-ați crezut. Tovarășii, când mai faci live? Isus in his mind, she doesn't go to heaven anymore. Asta e bună, asta e bună, într-adevăr. Cine, pentru toate alea care gen, eu le dau follow pe Insta și ele nu-mi dau follow back, așa o să pățiți, vorbesc cu Sfântul Petru să nu vă mai primească. Eu aici frumos cu Codri și eu cu la berăria H, că tot am fost acum o săptămână și ceva acolo. Numai că ei beau cafeluță sau ce dracu beau acolo și eu cațăraru cu sticla de Desperados. Mamă, dar eram și eu obosit în poza asta, se vede că băgasem nițică bere până să o... Fac, asta clar n-a fost singura bere pe care am băut-o în seara aia. Oh, se pare că sunt aici fireman, extintor, era să zic că sunt extintor, se pare că sunt pompier aici, stingeam și eu un incendiu. Ovidiu e pompier, cine a stat pe live-ul cu GTA San Andreas să înțelege gluma? Ah, opa! Avem și un loc de screen de GTA, se pare. Ai de capul meu, Ovidiu doctor, îți dai seama, cu mine mor toți pacienții. Și de ce am impresia că ăsta o fi fost Johnny Sins la costum? Nu știu de ce, dar am impresia că ăsta e corpul lui Johnny Sins. Ai de capul meu, ce tare e asta. Asta cred că e cina cea de taină. Nu, asta e cina cea de taină. Mi s-a părut că aveam un tablou. Seara că am un tablou în altă cameră cu cina cea de taină. Asta nu știu unde e, dar oricum. M-a făcut cam... Cam mare față de restul, adică totuși putea să mă facă puțin mai mică. Zici că... îi mănânc pe toți dacă mă enervez. Se pare că a fost și la Pro TV, aici cu Andreesca în studio, prezentam probabil știrile. Păi ce să prezinte singură știrile? Mai avea și-a nevoie de unul să-i țină de urât acolo. Fiecare seară la 7, se simțea singurică. O, avem și noi aici ceva cu spartani. Ovidiu și un prieten luptă împotriva spartanilor. Da? Vedem noi care bate aici. Din nou aici ceva cu spartani. Ma, dai tare că toți spartani ăștia cu armuri de bronz, musculoși. Eu aici cu mâna în buzunar, cu burta asta aici. Eu cred că pot să-mi folosesc burta pe post de scurt dacă era să-i fost spartani. Mamă, dar eram aici 300 de la Termopile. Practic eu și încă vreo 5. Paște fericit, Ovidiu a înviat. Pe asta am avut-o și păstorii, că mi-a părut în dimineața de Paște. Nu știu, bă, dar... Faza e că eu știu să-mi fac poze astfel încât să cerșesc bimburi de la voi oarecum. Deci, cred că fiecare poză pe care mi-o fac eu, cât de simplă pare, nu știu, găsiți voi o idee de bim cu ea. Ce dracu e asta? Carnivores, Dinosaur Hunter. Ok, de se pare că sunt și un vânător de dinozauri.
Aici mai hrănești un T-Rex că tot sunt vânător de dinozauri. Bă, dar Băbir că nu m-am mâncat totuși. Încă un mim cu mine și cu Crom aici, soldați în Call of Duty. Soldații României, da, ar fi vrut România să aibă asemenea soldați. Câștigam orice război, numai noi trei băteam pe toți de se căcau pe noi. Hai să intrăm și pe pagina băiatul ăsta care mi-a făcut mimurile, că am impresia că nu mi-a dat tag la toate pozele. Aici am duceam și eu croceam. Mamă, dar sunt geniale rău mimurile astea, să-mi bat picioarele. Tipul ăsta se pricepe la mimuri. Vă și pe grupul ăsta de FB-ul? Cine n-are Instagram sau Reddit poate să posteze mimurile aici. Mă iubește femeile și e moarte după mine. Știu să cânt, nu glumă. Mă iubești. Gata, taci din gură. A ajuns. Sunt un artist, nu glumă. Te-ai talent un idiot. Mi se rupe pula de existența lui. Secunda doi, dacă el crapă, mi se rupe pula efectiv de faptul că a crăpat. El atât de mult mi-ar păsa dacă ar crăpa. No, eram foarte rău tot ce se pare. Ce mai avem pe aici? Videoclipul? A, Sucre sau Ovidiu? Da, absolut nicio diferență. Și aici sunt alea mai vechi. Deci vă aștept și pe grupul acesta, aveți linkul în descriere, puteți să-mi puneți meme-uri și videoclipuri și aici. Hai să dăm și pe Reddit ce mai e. Te uita la porno! Acel moment când maică te află că te uiți la filme porno. Da, fix așa reacționa orice mămică, nu ți-ar da una cu șlapul. Ce mai avem pe... Ai de capul meu cum e asta! No, aici pe... Păredi să mimurile alea cele mai blane. Ia frate de aici un upvote și un approve. Bă, genial, mi-a făcut un selfie cu nenea Adolf. Ce mai avem pe... Mă, am și tușit aici o like. Ovidiu în studio la Metallica. Băi, absolut geniale. M-am așteptat să vină mimuri blană după vlogul ăla de la Dulăre. Și vedeți că mai urmează un vlog. Deci o să mai aveți material de mimuri. Mă, ce tare, sunt în studio la Metallic. Ce-i mă asta? Ovidiu l-a prins pe Miguel cum făcea baie. Săracul Miguel SNK acolo în apă. Bă, ar trebui să mai fac videoclipuri cu Miguel. Însă este o problemă. Miguel a fugit de acasă. Nu mă credeți? L-a prins un subscriber pe drum. Ia uitați-vă aici. Miguel? Da. Ce faci? Ce să fac? Uite aici au plecat și eu acasă. M-a săturat de ăla. Aici Miguel pe zonă. A venit și eu aici în natură. Ce-i bă asta, bă? Ove și Codrin pe Reddit. Codrin și priză și Eco pe Reddit. Mamă, ce tare e asta. Frate, ia de aici un upvote și un approve. Băi, genial. I can smell this. Doar cei care se uită pe live-urile lui Ove vor înțelege. Nu eram acasă, eram la cineva. Și am făcut un live pe Instagram și ce s-a întâmplat în momentul ăla de a-mi ieși din cadru nu veți afla niciodată dacă n-ați văzut live-ul. Ovidiu a găsit o sabie magică. Da, am scos-o dintr-un bolțar acum 5 minute. Ce asta, frate? Ovidiu chinez. No, se pare că astăzi o să mâncăm niște orez. Ovești cu un tovară se bate cu bestia. Mamă, ce tare. Ia, frate, de aici un approve și un upvote. Ce tare. Ucideam acum dragonul. Paie, ce asta? Codrin și Eco au reacționat la vechile poze lui Ovidiu și s-a întâmplat asta. Într-adevăr, cred că așa ați reacționa marea majoritate dacă m-ați vedea tunț și bărbierit. Ce e mă asta? 3 Iron Man aici. Bă, genială, proof. Și mai avem un meme aici. Merci. Tot nu vine să cred, Real Red. Acest YouTuber e ciudat. Da, într-adevăr. Tipul ăsta e cel mai ciudat dintre ciudați. Geniale mimurile, mi-au plăcut și alea de pe Insta și astea de pe Reddit și alea vreo două de pe grupul de FB-ul. Aveți toate link-urile în descriere ca să îmi faceți mimuri și să le postați acolo. Vă aștept peste tot și pe Insta și pe FB-ul ăla și pe pagina de FB-ul și pe dracu să mă ia că mi-am făcut cont peste tot numai ca să... Îmi dați follow și să vedeți naibii când dau drumul live, că YouTube-ul ăsta nu dă notificare când postez sau când fac live. În fine, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. În continuare vă aștept cu niște mimuri absolut geniale. Puteți să faceți și fanart-uri gen cum a făcut fata aia de acum câteva minute de pe la începutul clipului de m-a desenat o tabletă grafică. Puteți să-mi faceți portrete, puteți să mă creați în jocuri și așa mai departe. Hai, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!